una dintre cele mai dure organizații teroriste din istorie îmi cere iertare pentru sutele de victime, am cauzat mult durere sublinierei pagube ireparabile. Organizația clandestin Bascheta a recunoscut răul pe care l-a cauzat în timpul luptei armate pentru independența berii bascilor, sublinierei le-a cerut iertare victimelor, într-un comunicat publicat în ediția de vineri a ziarului Basc Gara, scrie AFP. Am cauzat mult durere sublinierei pagube ireparabile. Vrem să ne manifestăm respectul fac de morci, rănici sublinierei victimele acțiunietă. Regretăm sincer, se arată în comunicat, potrivit newsro. Documentul este publicat odată cu apropierea dizolvării anuncate de grup. ETA a ucis peste 800 de persoane în timpul luptei sale, de câteva decenii, contra statului spaniol,